Ursul brun popula odinioară întreaga Europa, însă în ultimele secole și-a restrâns arealul. Cauzele dispariției acestei specii sunt creșterea numerică a populației umane, fragmentarea habitatelor, dezvoltarea agriculturii și vânătoarea excesivă. În România, efectivele de urs brun se ridicau la aproximativ 5600 de exemplare în anul 2006, reprezentând 40% din efectivele europene. Multă vreme s-a crezut că urșii au o vedere slabă, însă recent s-a demonstrat că aceasta este destul de bine dezvoltată. Ochii sunt mici, de nuanțe căprui, pupile rotunde, larg despărțiți și situați înainte. Ursul are un auz excelent, deși informațiile despre acest subiect sunt mai mult anecdotice. Aceste animale pot detecta o conversație între oameni de la circa 300 de metri și pot auzi declanșatorul aparatului foto de la circa 50 de metri. Mirosul este cea mai importantă armă a ursului. Mirosul este fundamental pentru apărare și atac, fiind și fereastra de comunicare cu lumea din jurul lui, mai mult decât văzul sau auzul. Se pare că ursul are mirosul cel mai dezvoltat dintre carnivore, servind la detectarea perechii, a prezenței omului, a altor urși, a puiilor, a surselor de hrană. Ursul este capabil să detecteze urme ale prezenței umane la mai mult de 40 de ore de la trecere. Urșii trăiesc circa 25-30 de ani, fiind din acest punct de vedere animale de longevitate medie. La sfârșitul toamnei, după ce urșii au acumulat suficient țesut adipos pentru somnul de iarnă, aceștia intră în bârlog. Hibernarea durează 3-6 luni, dar foarte rar, unii urși pot rămâne activi tot timpul anului, în condițiile în care găsesc hrană suficientă. În zona sitului Siriu au fost observate în ultimii ani exemplare foarte frumoase, bine dezvoltate și chiar dacă uneori vizitele acestor animale nu sunt prileji de bucurie prin gospodăriile răzlețe, oamenilor de aici le place să spună că ursul a fost și este blazonul acestui ținut minunat, binecuvântat de natură. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului operațional sectorial Mediu, Protecția și Promovarea Biodiversității Sitului ROSCI 0229 Siriu. Investim în mediu, credem în viitor.